Sport Club Bacău strânge rândurile marți de la ora 11 la baza sportivă Constantin Anghelache cu gândul la un an cât mai bun din punct de vedere fotbalistic. Echipa pregătită de Viorel Tănase revine la antrenamente după o vacanță de iarnă liniștită, ca urmare a finalului de tur exploziv. Evoluțiile bune ale Sport Clubului au atras și atenția antrenorilor de la luturile naționale, iar primul răspuns a venit prin convocarea lui Răzvan Petrariu. Viorel Tănase spune că și alți jucători tineri merită să joace sub tricolor și că e sigur că odată ce s-a spart gheața cu Petrariu, vor mai veni și alte convocări. Jucători tineri cu mari perspective de a ajunge la prima reprezentativă, dar primordial este ca să aibă evoluții bune și în acest retur de campionat și cred eu că odată cu promovarea Liga 1, Bacău va da jucători și la echipa națională. În prima rundă din 2014, Sport Club Bacău va juca pe teren propriu cu Rapid București, echipă care este din nou aproape de a schimba proprietarul. Giuleștenii sunt în negocieri avansate cu un fond de investiții care vrea să intre în fotbalul românesc într-un moment în care apele sunt tulburi la Rapid. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat zilele trecute că dacă nu va cumpăra cineva clubul Rapid, acesta riscă să se desfințeze. Mai mult, Dragomir a spus că datoriile Rapidului sunt de peste 20 de milioane de euro, în timp ce rapidiștii recunosc că au creanțe doar de 4 milioane.